Tema prezentată astăzi este contractul de vânzare-cumpărare și se adresează elevilor de la clasa 12, învățământul liceal și profesional, domeniile de pregătire profesională, comerț, economic, turism și alimentație. Principalele obiective urmărite sunt descrierea contractului de vânzare-cumpărare, precizarea prevederilor contractuale în termenii favorabili agenților economici, completarea unor elemente din contractul de vânzare-cumpărare ținând cont de uzanțele în vigoare și utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate. Conform articolului 1650 din Codul Civil, vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau după caz se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să-l plătească. Deci, contractul de vânzare-cumpărare este contractul prin care o parte, vânzătorul, se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra unui bun către cealaltă parte, cumpărătorul, care se obligă să plătească o sumă de bani drept preț. Contractul de vânzare-cumpărare este un act bilateral sau sinalagmatic, deoarece este caracterizat prin reciprocitatea și interdependența obligațiilor părților. De asemenea, este un contract cu titlu oneros, întrucât ambele părți urmăresc realizarea unui folos patrimonial. Este un act consensual, întrucât se încheie valabil prin simplul acord de voință al părților. Este un contract comutativ, deoarece existența și întinderea obligațiilor părților sunt cunoscute din momentul încheierii contractului și un contract translativ de proprietate, deoarece vânzătorul se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea bunului, iar cumpărătorul dobândește toate drepturile și acțiunile accesorii ce au aparținut vânzătorului. Elementele și forma contractului de vânzare-cumpărare vor fi prezentate în continuare. Contractul de vânzare-cumpărare are următoarele elemente. Părțile contractante, care sunt reprezentate de vânzător și cumpărător, obiectul contractului, care de regulă este un bun ce poate fi vândut în mod liber. Durata contractului este termenul în zile, săptămâni, luni, începând cu data semnării contractului, uneori poate fi chiar ziua în care s-a semnat contractul, și prețul contractului, care este prețul bunului agreat de ambele părți. De asemenea, voi caracteriza câteva elemente prezentate anterior și după aceea voi continua cu prezentarea elementelor contractului de vânzare-cumpărare. Principalele condiții ale bunului sunt să existe sau să poată exista în viitor, să fie determinat sau determinabil. Această condiție este necesară pentru a se evita eroarea de viciu de consimțământ și să fie în circuitul civil. Bunurile care se află într-o circulație restrânsă sau specială au un regim special în ceea ce privește vânzarea, cumpărarea lor. Condițiile prețului sunt să fie stabilit în bani, să fie determinat sau determinabil, să fie serios, adică să corespundă valorii bunului. Un alt element al contractului de vânzare-cumpărare este reprezentat de obligațiile și răspunderile părților. Obligațiile vânzătorului se referă la transferul dreptului de proprietate asupra bunului, garantarea de vicii ascunse, materiale și juridice sau garanția de evicțiune. Obligațiile cumpărătorului sunt transmiterea prețului conform înțelegerii dintre părți și preluarea bunului și a dreptului de proprietate a acestuia. Evicțiunea este pierderea totală sau parțială a bunului vândut de către cumpărător
prin efectuarea unei hotărâri judecătorești care recunoaște unui terț un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului în temeiul unei cauze anterioare încheierii contractului. Subiecții evicțiunii sunt evingătorul, proprietarul evins și vânzătorul garant. Condițiile evicțiunii se referă la dreptul terțului să se fi născut anterior încheierii contractului, cumpărătorul să nu fi cunoscut acest drept la momentul vânzării, să existe o tulburare de drept, adică să existe o acțiune în justiție. Condițiile viciilor sunt să existe la momentul încheierii contractului, să fie ascunse, adică să nu poată fi depistate la o examinare atentă a bunului, și viciul să fie de o anumită gravitate, adică să afecteze substanța bunului care să fie improprie folosirii. După cum știm, viciile sunt de două feluri, juridice, evicțiunea și materiale. În cazul cumpărării bunurilor cu vicii, cumpărătorul are următoarele drepturi: să ceară repararea acestuia, să ceară o reducere a prețului, să ceară contravaloarea acestuia, să ceară un alt bun de același gen sau același tip, sau să se adreseze în instanța de judecată dacă nu i-a fost reparat prejudiciul. Se acordă și garanții pentru buna funcționare a bunului vândut. Vânzătorul care a garantat pentru un timp determinat buna funcționare a bunului vândut este obligat, în cazul unei defecțiuni ivite pe durata termenului de garanție, să o repare. Garanția nu va fi datorată dacă vânzătorul dovedește că defecțiunea s-a produs din pricina modului nepotrivit în care cumpărătorul a folosit sau a păstrat bunul. Dreptul de preemțiune se naște direct din lege, fiind prevăzut de o normă juridică imperativă. Voi prezenta câteva exemple. Un exemplu ar fi înțelegerea dintre vânzător și cumpărător la cumpărarea unui bun imobil scos la licitație. Un alt exemplu ar fi coproprietarul unei case va propune mai întâi celuilalt coproprietar încheierea unui contract de vânzare-cumpărare. Propun în continuare o fișă de lucru pentru rezolvare. Va fi structurată pe trei subiecte. Fiecare subiect va avea câte 30 de puncte. Răspundeți cu adevărat sau fals la următoarele enunțuri. Prin contractul de vânzare-cumpărare se dobândește dreptul de folosință a unui bun. Părțile unui contract de vânzare-cumpărare sunt locatorul și chiriașul. Bunul care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare trebuie să existe în circuitul economic. Cumpărătorul este obligat să ia în primire, să plătească prețul, să suporte cheltuielile vânzării. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare îl reprezintă bunul și prețul. Alegeți varianta de răspuns corectă. Înseamnă că avem o singură variantă corectă de răspuns. 1. Cea mai frecventă activitate comercială o constituie A. Activitatea de schimb, B. Activitatea de vânzare-cumpărare, C. Activitatea de închiriere, D. Activitatea de mandat. 2. Vânzătorul este obligat să A. Transfere, să conserve, să predea, să garanteze pentru bun, B. Să păstreze, să distrugă, să predea, să garanteze, C. Să transfere, să conserve, să păstreze, să garanteze, D. Să transfere, să conserve, să predea, să nu garanteze pentru bun. 3. Consimțământul părților trebuie să fie A. Obținut prin violență, B. Viciat, C. Obținut prin eroare, D. Liber. 4. Prețul trebuie să fie A. exprimat într-un alt bun, să fie determinabil, B.
exprimat într-un alt serviciu, să fie sincer, C, exprimat în bani, să fie determinat, să fie sincer, și D, exprimat în bani, să fie determinabil, să nu fie sincer. 5. Predarea bunului în bună stare revine A. cumpărătorului, B. locatorului, C. vânzătorului, D. locatarului. Completa spațiile libere cu afirmațiile corespunzătoare. Vânzarea, cumpărarea se realizează în baza unei înțelegeri prin care o parte numită se obligă să transfere celelalte părți numită asupra unui bun în schimbul unei sume de bani numită. Trebuie să completați cu un cuvânt sau mai multe cuvinte. La subiectul 2, trebuie să enumerați elementele componente ale unui contract de vânzare-cumpărare și să explicați următoarele caractere juridice: consensual, cu titlu oneros și translativ de proprietate. Subiectul 3 pornește de la următoarele date. Societatea Malex SRL vinde societății Mara SRL o cantitate de 15 frigidere marca Indesit la prețul unitar de 1250 lei pe bucată. Prețul și predarea mărfii se execută în momentul încheierii contractului. Trebuie să completați aceste părți de contract de vânzare-cumpărare și anume: obiectul contractului, prețul, care conține atât prețul exprimat pe bucată, cât și valoarea totală a contractului, și trei obligații ale vânzătorului. Vă doresc mult succes!